Primele două echipe din topul Cupa Liga Prieteniei Giurgiu nu s-au ales numai cu faima de a fi cele mai bune, ci și cu invitația de a participa în anul 2016 la un turneu organizat la nivel național. Salvatorii, echipa ISU Giurgiu și formația Poliției de Frontieră vor reprezenta județul încercând să ajungă cât mai sus în top. Am avut 16 echipe care s-au înscris la startul competiției, iar la final, bineînțeles, am avut o câștigătoare, echipa Salvatorii, lucrătorii din cadrul ISU, și pe locul 2 PTF Giurgiu. Vom pregăti mari surprize pe viitor, deoarece nu ne oprim aici. În 2016 vom continua această competiție, vom continua parcursul Liga Prieteniei, iar după terminarea campionatului național, unde vor participa clasatele pe primele două locuri, respectiv echipa Salvatorii și PTF Giurgiu, vor participa la campionatul național de la București, unde participă echipe din alte 6 județe, unde funcționează Liga Prieteniei. Organizatorii cupei din noiembrie și decembrie, Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, au anunțat că la jumătatea lunii martie va demara un nou campionat al Ligii Prieteniei Giurgiu, de la care se așteaptă să fie cea mai mare competiție fotbalistică pentru amatori organizată în județ.